Salutare tuturor, eu sunt Sia și bine ați venit la un nou videoclip. Chestia este că pe mine m-am apucat filmatul la 10:30, nu știu ce am avut, dar am zis hai mai să filmez, pentru că mi-am făcut rost de Shadow Play și că o să editez cu Windows Movie Maker, adică na, până acum n-am reușit să fac rost de niciun program de editare ca lumea pe care să știu să-l pot folosi cum trebuie și da, am zis hai să filmez oricum, editez cu Windows Movie Maker și bam, bam, bam. Motivul pentru care am lipsit vreo 3 luni de pe canal și am postat video-ul acela de căcat în care ziceam eu că o să fac un super canal, da, a fost o tâmpenie. Dar asta este. Așa că m-am hotărât că astăzi o să jucăm Civilization 5. Și nu cred că o să fac foarte multe videoclipuri cu Minecraft, poate mai târziu. Da, păi hai să începem. Asta este a doua oară când joc și primul joc nici măcar nu l-am terminat. Așa că cred că o să ne punem pe Settler, pentru că sunt absolut praf la jocul ăsta deocamdată. Și să o punem pe Random Leader. Dacă nu știți deja cum se joacă Civilization, o să vă dați seama din cum joc eu, că eu nici eu nu știu cum se joacă. Ok, map type Earth e cea mai mare, huge, evident. Și hai să jucăm mult pe maraton. Eu am început cu standard, doar că, nu știu, n-am terminat, mi se părea că trecea timpul prea repede și eu n-am făcut aproape nimic, eram încă în era medievală, în 1900. Și era absolut praf. Ok, start game. Russian Empire. Interesting. Mighty Russia stretches from the Pacific Ocean in the east to the Baltic Sea in the west. Despite wars, droughts, and every manner of disaster, the heroic Russian people survive and prosper. Bine, hai, acum am înțeles, nu mă interesează, nu mă interesează. Gata, mulțumesc. Un alt lucru este că am mai filmat o dată, doar că am început pe Game Mode Beginner, care se pare că este mult mai greu. Și am zis, hai să încep din nou pe Settler, pentru că eu oricum sunt absolut praf și nu mă descurc. Da, știu. Mulțumesc. O singură chestie am de spus. Microfonul ăsta pe care l-am acum la aceste căști se aude destul de prost. Nu știu ce am luat cu el, probabil că l-am stricat eu sau ceva, dar se vede ca naiba. Așa că mă gândeam să-mi iau niște căști noi. Cred că o să-mi iau Logitech G230, că am văzut că se aude foarte bine microfonul. După părerea mea, adică există și microfoane mult mai bune, dar ce să faci, n-am un buget extrem de mare. Așa că o să iau acele căști, că deoarece mi se par destul de bune. Ok, hai să facem un oraș, să nu ne mai lungim. Moscova, ok. Choose production. Hai să facem worker. Stai, băi. Stai, ho. Și să facem și un monument, pentru că dacă nu construim monumente, cineva o să ne ia înainte și e foarte bine să ai foarte multe monumente în orașul tău. Ok, deci hai să facem un monument. Și să începem, mai să-i trimitem pe ăștia la aceste ruine. Dacă descoperi ruine, primești niște bani. Din câte am văzut. Vedeți? Mulțumesc! Și hai să vedem cu ce o să începem. Da, știu. Ok, păi eu sincer aș merge direct pe mining, pentru că e una dintre cele mai importante chestii, dar hai să începem cu animal husbandry. Thank you. Next turn! Nu cred. Deci este așa de mult oraș, deja am întâlnit inamici. Aș vrea să-i atac, doar că... Na, cu siguranță aș pierde 1 la mână și 2...
trebuie să te duci la bătaie cu mai multe persoane ca să nu pierzi. You may interact with them diplomatically or you may go to war with them. Ok, bine. Viena. O, bună ziua. Ok. Next turn. Știu că primul episod o să fie foarte plictisitor, adică vreau să spun chiar foarte, să absolut sigur că o să fie foarte plictisitor, pentru că în mare parte trebuie să se formeze orașul și trebuie să descopere ăștia diferite zone ale pământului, ca să spunem așa, și o să fie destul de plictisitor. Sper totuși să vedeți ceva interesant în acest video. Sper. A, și mă gândesc să fac și o serie de CSGO, doar că abia ce m-am apucat și eu acum vreo 3 săptămâni de CSGO, da, știu. Dar n-am vrut să mi-l iau, pur și simplu, am vrut să joc altceva. Și mi-am luat și CSGO și stau să noob, abia am făcut și rank de competitiv, pentru că nu m-am jucat foarte mult. Nu m-am jucat Civilization. Și, da. Ok. Mișcați-vă și voi, faceți sport. Am putea ataca, doar că ne trebuie foarte mult, ne trebuie mai mulți warriori. N-am cum să trec pe acolo, trebuie să fac cruz de bărci. Ok, next turn. Și un alt lucru care ar trebui să-l facem ar fi să ne extindem orașul undeva pe aici. Și eu știu că poți să-ți faci un oraș doar la 4 pătrățele de-astea. Hexagoane, ce-o fi. Și asta e cam nasol, adică ar fi mișto să faci mai multe orașe unele lângă altele. Pentru că ar părea ca un oraș mai mare și arată foarte șmecher. Ok, next turn. Da, worker-ul ăsta durează cam prea mult. Mă gândeam... Mai bine să facem un scout. Pentru că unul o să se termine mai rapid și ăștia sunt foarte, foarte buni la explorat. Uitați, your military advisor recommends building this here. Toți sfătuitorii ăștia ne spun că e bine să facem un scout, așa că hai să facem un scout. Că durează și mai puțin, așa că de ce nu? Ok. Este un oraș cu o singură persoană. Wow. Ok, next turn. Data trecută când am încercat să filmez, adică acum vreo 2 zile, pur și simplu eram spamată pe Skype și pe mesaje de pe Steam de niște prieteni de mei care mă rugau să deschid serverul de Minecraft și a trebuit să opresc filmarea și a fost enervant și n-am avut ce să editez și da, probleme cu editatul ăsta. Next turn. Deci cum am spus, este destul de plictisitor și nici apropo plictisitor la început și ziceam, aoleu, am cheltuit atâția bani pentru jocul ăsta, dar oricum l-am luat la lichidare de stoc de la Media Galaxy la 35 de lei, adică am fost gen, what, de să-l iau. Dar este mai interesant, cu cât te extinzi mai mult, cu cât faci mai multe lucruri, cu atât o să fie mai bine. Ok, finish the animal's husbandry. Așa, what? Dar se repar că e 30 de turnuri, mă rog, de rânduri. Bine, atunci hai să facem archery. Mai aveți ce face? Nu. Ok. Și m-am gândit să filmez cu Shadowplay. Deci, știți chestia aia în care cele mai simple lucruri sunt fix în fața ta? Eu nu am observat că pot să filmez așa de mișto cu Shadowplay. M-am uitat pe YouTube niște gameplay făcut cu Shadowplay-ul și am rămas uimit. Adică e pare chiar foarte bun. Decât să dau bani pe action. Dar cred că o să îmi cumpăr action până la urmă, dar
nu știu, poate mai târziu când fac și eu mai rost de bani și chestii. Și eu care plănuiam să-mi fac ce fac aici pe canalul de YouTube în timpul verii, părți, n-am făcut nimic. Am pierdut o vară întreagă, într-o săptămână începe școala. Doamne, mă ia cu durere de cap. Într-o săptămână începe școala și eu nimic care nu mi-am făcut din teme. Voi aveți teme de vacanță? Scrieți-mi în comentarii dacă aveți teme de vacanță. Ok, păi, next turn. Ok, frumos. O să putem face un țarc aici. E frumoasă zona. Data trecută eram pur și simplu în America de Sud. M-a pus. Eram The Panchacuti of Inca. Da, așa se numea. Era lordul incanilor, ca să spunem așa. E bine, acum sunt conducătorul Rusiei. A Moscova. Mafia. Bun. Mai avem doar 14 rânduri până când o să ne facă rost de scout. Și cu scout o să fie mult mai interesant. O să putem trece pe aici mai ușor. Ăștia sunt făcuți pentru luptă, nu sunt făcuți pentru explora, dar... Anyways. Oricum nu sunt as la jocul ăsta. Chiar am mai spus asta odată, dar nu mă percep așa bine la jocul ăsta. Aș face sincer o serie de Minecraft, doar că mi se pare că toată lumea face asta și e pur și simplu aiurea să o fac și eu. Probabil o să facem, nu știu, jocuri pe Mineplex sau ceva de genul ăsta, dar altfel nu. Seria de single player mi se par chiar aiurea. Dacă ar fi, aș face un server și m-aș juca în co-op cu cineva, dar în rest, nimic. Nu-mi place mie single player, e foarte plictisitor. Mai ales pe cameră. You find survivors among the ruins, which... Micio. Deci ne-am făcut cu workeri. În sfârșit. În sfârșit. Duceți-vă acasă. Hai, acasă cu voi. Frumos, mulțumesc. Ok, aici o să facem și țarcuri. O să facem țarcuri. Deci, mă bucur că am găsit workeri. Pentru că, în sfârșit, putem să lucrăm ceva. Data trecută n-am găsit niciun worker, mi-am pierdut foarte mult timpul, 200 de ani, și a fost foarte enervant. Ok, se pare că merge bine acest joc. Next turn! We have a worker. But have not improved. Ok, am înțeles. Avem workeri. Foarte frumos. Și workerii noștri dragi ce fac? Duceți-vă acasă. Next turn. Dar păcat că i-au găsit așa de departe, pentru că acum o să dureze ceva până să se plimbă până acasă. Și voi, duceți-vă la ruine și mai găsiți workeri, ar fi frumos. Ohohoho! Ce irocoa! Ce sunt ăștia indieni? Ok. Discuss. What do you propose? Make such a declaration at this point is in our relationship with the premature. Dar toți îmi zic așa, vreau și o să fim prieteni. Ok, pa, pa. Could you draw a map which outlines the surrounding area? Interesting. Bun. Voi vă duceți acasă, dar nu mai aveți cum. Bine, next turn. Da, sincer, pare să fie interesant, nu pare chiar să deplictisitor până la urmă. Și da, cred că o să numesc această serie Civilization 5, Imperiul Mafiei. Mă rog, nu așa, rușii. Anyways, hai duceți-vă acasă și voi, duceți-vă pe aici, mai explorați, să sperăm că nu muriți. Ar fi bine să nu muriți. Mi-a plăcut toate niște workeri în...
Worker, perdona, Warrior, în primul meu match și au murit după vreo două, rânduri pentru că s-au întâlnit cu barbari. Dar eu nu am setați barbarii. O să mă uit. Bun. Mă întreb cât timp a trecut. Ho-ho, cred că au trecut 10 minute. Ho. Trebuie să cronometrez. Ok, bine. Next turn. Da. Mi-am și făcut un nou channel art, doar că arată că naiba. Da, bine, am înțeles. Don't remind me again. Mulțumesc. Am înțeles. Am făcut rost de worker. Alte noutăți. Absolut... evidente. Dar pare foarte deșertic locul ăsta, unde am fost eu cu Imperiul Incan, sau cum se numeau. Mergea mult mai, mai ok, era pădure, era frumos. Aici e deșertic. Ok, hai să va la plimbărică. Băi, de deja enervant. Deja prea mulți. Atunci aveam numai Edinburgh. Aveam ca state, oraș și pe lângă mine aveam numai Edinburgh și Rio, culmea. Dar aici e deja plin, e enervant. Ok, next turn. A, și dacă vreți să vorbim pe Skype, trimiteți un mesaj la adresa de e-mail pe care am pus-o în descrierea canalului. Putem vorbi pe Skype, putem face parteneria, putem face videoclipuri împreună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac parteneria cu cineva. Onodaga? What? Ce mai e și Onodaga? Ăștia sunt. Ok, bine, am înțeles. Am înțeles. Ați ajuns voi acasă. No. Să facem ferme aici. Ok, bine, next turn. Da, când o să ajungă ăștia acasă, cred că o să oprim episodul. Dar parcă i-am dat Domnul Mind Me Again. Ok, bine. Mă rog, am înțeles. Da, după când se ajungă ăștia acasă, o să închidem filmarea și o să vedem în următorul episod. Artifact, mulțumesc! Așa, duceți-vă acasă! Da, a fost, cum am spus, a fost un episod destul de plictisitor, dar nu vă faceți griji pentru că următoarele o să fie mult mai interesante. Și, da... O să ne distrăm în Imperiul nostru rusesc, în Uniunea Sovietică. Oho, în sfârșit. Da, știam. Ok, tradition is best for... Dar nu vreau tradiție. Aș... Ok, dar mi-arăt așa, nu că nu pot să închid. Cred că o să... adopt libertatea, pentru că în primul rând vedeți e cu cultură și e mai interesant. Ok. Liberty. Și în plus poți să iei câte vrei tu. Eu le aveam pe aproape toate, pentru că unele nu merg împreună. Dar eu le aveam pe aproape toate și era interesant. Haideți, ați venit acasă, în sfârșit. Da, e interesant locul ăsta. Dacă l-am cucerit pe tot, ar fi chiar mișto. Ia, oare putem cumpăra ceva? Să ne cumpărăm locșor pe mapă. Ohoho, în sfârșit. Bun. Păi, acesta a fost primul episod din seria noastră de Civilization 5, Imperiul Sovietic. Și, da, o să ne vedem în următorul episod. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Și abonați-vă la acest canal dacă doriți să mai vedeți filmulețe din seria de noastră de Civilization 5. Și, evident, multe alte filmulețe, pentru că nu, acest canal nu o să fie bazat pe Civilization. Bun, v-am pupat. Pa, pa!